Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine ați venit la ședința Consiliului General de astăzi, 19 iulie 2021. Declar ședința deschisă și înainte de a intra pe ordinea de zi, am să dau cuvântul domnului Nicușor Dan, primar general al municipiului București. Da, bună ziua, bine ați venit la ședința de Consiliu General. Avem o ordine de zi scurtă, însă cu subiecte importante. Trei chestiuni fundamentale. În primul rând avem contractul de delegare a Serviciului de Transport Public către Societatea de Transport București și celelalte companii regionale. Este un contract pe 10 ani. Este un contract care stabilește mai multe modalități de control din partea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov, ADITPBI, față de STB. Deci, prin acest nou contract de delegare, pe 10 ani, cum am spus, o să avem posibilitatea de control pe ce înseamnă salubritate în mijloacele de transport, pe ce înseamnă norme de poluare, pe ce înseamnă serviciu de transport, ceea ce înseamnă respectarea orarului de transport, respectarea ieșirilor din depouri. Este faptul că sau acest contract de delegare pe termen lung a serviciului de transport este o condiție de accesare a fondurilor europene. După cum știți, am semnat în urmă cu câteva săptămâni contractul pentru cele 100 de tramvaie cu o valoare de aproximativ 200 de milioane de euro, cea mai mare parte a banilor venind de la Uniunea Europeană, și avem celelalte contracte pe care trebuie să le concretizăm în urma licitațiilor pentru autobuze electrice și și troleibuze. Al doilea subiect important, început în urmă cu mai bine de 6 luni, este alocarea de fonduri pentru ajutorarea sectorului cultural independent afectat de criza sanitară. Am trecut prin mai multe etape procedurale obligatorii, pentru că este o schemă de ajutor de stat și trebuie să treacă pe la Comisia Europeană. Toate aceste etape au fost parcurse și acum suntem în situația de a aproba prin Consiliul General această schemă de ajutor de stat în valoare totală de 3 milioane de lei cu alocări maxime de 75.000 de lei pentru fiecare operator. Estimăm că aproximativ 40 de operatori culturali independenți din București vor putea accesa acești bani pentru a-și acoperi cheltuielile cu chiria și cu funcționarea minimală pe lunile de pandemie. Și în fine, al treilea subiect, la fel de important, la fel este o condiție pentru accesarea banilor europeni. Votăm astăzi statutul noii asociații de dezvoltare intercomunitară, constituită de primăria generală cu cele 6 primării de sector, în ceea ce privește gestiunea deșeurilor. Este o condiție obligatorie pentru ca atât primăria generală cât și primăriile de sector să poată accesa fonduri europene pentru colectare selectivă, pentru stații de sortare, pentru stații de compost, pentru stații de tratare mecanobiologică, deci pentru tot ce înseamnă etapă de procesare a deșeurilor. Dau cuvântul doamnei Georgiana Zamfir, secretar general. Mulțumesc! Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri generali! Pentru început o să vă supun la vot procesul verbal încheiat în ședința extraordinară convocată de îndată a Consiliului General al Municipiului București din data de 6 iulie 2021, ora 12. Vă rog să inițiați procedura de vot.
Avem o prezență de 53 de consilieri generali. S-au mai logat colegi, cu 38 pentru, un vot împotrivă și 12 abțineri. Procesul verbal a fost aprobat. Vă supun la vot procesul verbal încheiat în ședința extraordinară convocată de îndată a Consiliului General al Municipiului București, tot din data de 6 iulie 2021, ora 16. Vă rog să votați. Mai puțin să inițiem procedura de vot și pentru cel de-al doilea. S-a inițiat și procedura de vot pentru cel de-al doilea proces verbal. Vă rog să vă exercitați votul. Mulțumesc. E ok, da. Cu 35 pentru, 7 împotrivă și 9 abțineri și acest proces verbal a fost aprobat. Dau cuvântul doamnei Roxana Cantea, președinte de ședință. Vă rog. Mulțumesc. Vreau să fac precizarea că ședința se desfășoară prin mijloace electronice, iar în momentul în care doriți să luați cuvântul, să vă înscrieți pe chat și vă voi da cuvântul în ordinea respectivă. De asemenea, să vă porniți camerele în momentul în care doriți să vorbiți. Iar în momentul în care nu puteți vota prin pol și votați verbal, să vă spuneți numele, pronumele, iar apoi numele, prenumele și opțiunea de vot, pentru a fi mai ușor în redactarea procesului verbal. Dacă există suplimentări sau scoateri de pe ordinea de zi, dau cuvântul domnului Marius Pavel. Bună ziua, doamnă președinte. Am și eu o rugăminte. Deblocați microfoanele tuturor consilierilor generali. Unul la mână, doi la mână. Vă rog frumos să suplimentați ordinea de zi cu secțiunea întrebări interpelări. Vă mulțumesc. Dau cuvântul doamnei Ancuța Comănici. Bună ziua! Mă auziți? Îmi cer scuze. Da, bună ziua! Bună ziua, doamna președintă! Bună ziua tuturor! Aș vrea să pun o întrebare primarului general ca inițiator și ca al acestei ședințe. Am făcut solicitarea vineri pentru introducerea pe ordinea de zi a ședinței de astăzi a proiectului privind majorarea alocațiilor de hrană la cele 19 spitale. Domnule primar, am depus proiectul încă din luna aprilie. Am avut numeroase discuții, inclusiv cu dumneavoastră. Am făcut nenumărate solicitări pentru introducerea proiectului și pe alte ședințe de Consiliu General, pe ordine suplimentară chiar. Am convocat și o ședință extraordinară de îndată pentru acest proiect. Nu înțeleg de ce nu doriți să majorăm această alocație de hrană, care, după cum bine știți, sau dacă nu știți, ar fi trebuit să luați legătura cu medicii din cele 19 spitale sau cu managerii și să vedeți că, într-adevăr, este o situație foarte gravă. Nu sunt bani, nu mai ajung banii pentru această hrană, pentru hrana oamenilor bolnavi.
Vă rugăm și insistăm încă o dată, pentru a nu știu câta oară, să introduceți pe ordinea de zi acest proiect. Haideți să ajutăm atât cât putem oamenii care se află în suferință pe patul spitalului. Haideți să ajutăm să nu trebuiască să, ca managerii să renunțe la alte lucruri la fel de importante pentru a-și aloca bani din venituri proprii pentru hrană. Vă rog frumos, domnule primar, spuneți-ne încă o dată de ce nu doriți să se majoreze această alocație de hrană. Mulțumesc. Vă rog, domnule primar. Bună ziua. Necesitățile sunt uriașe și pe multe direcții. Însă vă aduc aminte că am preluat această instituție cu datorii curente de 3 miliarde de lei. Da. Asta este situația în momentul rectificării bugetare, care o să fie, sper eu, după o rectificare bugetară pozitivă la nivel național. Deci o să avem și noi, dacă se întâmplă asta, o rectificare bugetară pozitivă, o să putem vorbi de această nevoie ca și de multe alte nevoi care sunt în București. Dau cuvântul domnului Bădulescu. Bună ziua! În primul rând am rugămintea la dumneavoastră să-mi deblocați microfonul, pentru că nu înțeleg de ce trebuie să stau la cheremul dumneavoastră și nu înțeleg de ce procedați astfel. Dacă, sigur, sunteți într-o situație delicată cu toții, aveți tot felul de probleme, vă e teamă de critică, dar nu mi se pare că este în primul rând democratic și face onoare unei generații de politicieni care se dorește a fi în acest moment una nouă, să aibă astfel de atitudini. Vă rog frumos, dacă pe restul aveți boală, aveți bunul simț ca măcar liderii grupurilor politice să aibă acces la microfon, pentru că nu suntem într-o țară în care vorbim doar atunci când vreți dumneavoastră, doamnă conducătoare de ședință. Aș vrea să fiți un pic participativă și să-mi răspundeți de ce aveți această atitudine. Veți avea ocazia să vorbiți de fiecare dată când veți cere cuvântul. Deci dacă dumneavoastră continuați cu această atitudine de a opri microfoanele, vă dau cuvântul meu de onoare, că nu încep decât să fac altceva decât să protestez astfel cât îmi este posibil, pentru că așa ceva nu este acceptabil. Nu vă dă nimeni dreptul, uitați-vă în atribuțiile pe care le aveți să faceți acest lucru. Înțeleg că nu vreți ședințe publice pentru că nu vă ocupați decât cu furtul banului public, cu ceea ce aveți dumneavoastră de plătit pe acolo și de dat la firmele noastre, dar cel puțin aveți bunul simț și demnitatea să nu închideți microfoanele. Atâta vă rog. Am solicitat la proiectul 1 domnule Nicușor Dan în comisie să ni se pună la dispoziție niște documente în ceea ce privește o chestiune tehnică care ține de studiul de oportunitate privind delegarea gestiunii, chestiune pe care dumneata o promovezi aici ca pe o mare realizare. De fapt, am urmărit în deschidere ceea ce spuneați dumneavoastră și, parafrazându-vă, spuneți că în felul acesta vom crește controlul pe curățenie, controlul pe orar și așa mai departe. Eu nu înțeleg chestiunea asta, mă rog, oricum dumneavoastră vorbiți doar să vă auziți pe dumneavoastră. Rugămintea mea este să luați legătura cu angajații din subordine și să întrebați dacă, așa cum am solicitat în comisie, ne-au pus la dispoziție documentele pe care le-am solicitat. Și anume, dacă este îndeplinită articolul 7 aliniatul 2 din regulamentul 1370, chestiune care este obligatorie și ne ajută să trecem mai departe, pentru a nu ne trezi că ulterior vom avea probleme și anume că nu respectăm această chestiune de publicare oficială în jurnalul oficial al Uniunii Europene, să ne trezim că muncim degeaba pe aici. În rest, să fiți sănătos, să vă apucați de treabă și de lucruri serioase și cu microfonul lăsați-l deschis. Vă mulțumesc frumos ca să putem interveni, nu când vreți dumneavoastră, nu suntem la școală. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Cornel Pieptea, reprezentant al TPBI. Am trimis pe mail aceste documente care au fost solicitate. TPBI a procedat a se realiza acest anunț prealabil pentru atribuire în jurnalul
Uniunii Europene, conform articolului 7 din regulamentul 1370. De asemenea, țin să precizez că aceasta este o procedură de scurtă durată de o zi, deci practic dacă astăzi se aprobă, poate fi reluată fără nicio problemă. Este doar o formalitate. Noi am anunțat cu mai mult de un an de zile, așa cum prevede regulamentul 1370. Mulțumim, mergem mai departe, mai avem două luări de cuvânt. Doamna Ancuța Comănici. Vroiam să-i spun domnului primar, referitor la propunerea noastră de includere a proiectului pe ordinea de zi. Domnule primar, v-am spus de foarte multe ori, înaintea rectificării, înaintea prinderii efective a acestor sume pentru majorarea alocațiilor, noi trebuie să adoptăm un proiect de hotărâre prin care Consiliul General este de acord. Dacă ați fi citit acest proiect al nostru, ați fi văzut că noi doar propunem majorarea, după care direcția de specialitate, respectiv ASSMB-ul, ar fi trebuit să facă calculul și în urma acestui calcul suma respectivă să fie regăsită în buget. Dacă ați fi vrut într-adevăr și ați dori să majorați aceste alocații de hrană, ați fi putut introduce acest proiect ca un preambul al următoarei hotărâri privind rectificarea bugetului. Deci, domnule primar, nu vă interesează și nu doriți să majorați alocațiile. Uitați-vă încă o dată pe proiect. Dacă nu l-aveți, l-am postat noi. Uitați-vă pe ceea ce am postat noi. Noi doar solicităm un acord ca la următoarea ședință sau următorul rectificat, când veți avea bani de ajuns în buget ca să vă gândiți și la pacienți și la oamenii bolnavi, nu aveți decât să-i prindeți direct în buget. Nu puteți să prindeți sume în buget fără aprobarea de principiu a majorării alocațiilor de hrană. Mulțumesc. Domnul Valeriu Șuhan. Trebuie să deschideți microfonul. Regulă, dacă mai sunt alte intervenții. Domnul Bădulescu. Da. Domnul Șuhan nu a reușit să vorbească pentru că în continuare vă ambiționați, aveți o atitudine de comuniști, puneți pumnul în gură pentru că aveți aceste sisteme la dispoziție, lucru care nu este în regulă. Eu vă spun încă o dată că este urât ceea ce faceți. Să iei dreptul democratic al unui consilier să vorbească doar că vă e frică să spună adevărul, este foarte urât. Deci, domnule Nicu Șordan, eu știu că dumneata ești învățat să ai de-a face cu oamenii care pun pumnul în gură, că am văzut cum era când erai prieten cu câinele. Roagă pe doamna de lângă dumneata să permită consilierilor generali să ia cuvântul. Domnul Șuhan nu a putut să ia cuvântul. Deci ori intrăm într-o normalitate și vă asumați actul de administrare așa cum trebuie, ori o să ținem așa într-o bășcălie, că oricum ne-a să o bășcălie împreună cu cine v-a adus la primărie, până când o să înțelegeți că nu ăsta este un comportament normal. Vă rog, înainte de a lua cuvântul data viitoare, să recitiți articolul 233 din Codul Administrativ. Până atunci, dacă mai sunt intervenții. Atunci supun la vot. Da, pentru suplimentar. Da, propun introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Municipale în Municipiul București. Supun la vot suplimentarea cu proiectul numărul 5 de pe ordinea de zi. Și vă rog să votați.
Domnul Cristian Doicin. Și domnul Marius Pavel. Domnul Rădulescu și domnul Marius Pavel. Așteptăm încă 10 minute pentru domnul Marius Pavel, dacă dorește să... 10 secunde, am spus minute. Dacă dorește să-și exprime votul. Închidem procedura de vot. Avem 33 de voturi pentru, 9 voturi împotrivă și o abținere. Acum supun la vot suplimentarea ordinii de zi cu punctul 6, întrebări și interpelări. Vă rog să votați. Domnul Sorin Purcărea, domnul Petrariu, domnul Deaconescu, doamna Stoica Ioana, doamna Comănici, vă rog să vă exercitați votul. Domnul Gabriel Rădulescu. Doamna Stoica Ioana. Domnul Lazar Necșu. Mai sunt 3 persoane care nu au votat, doamna Ancuța Comănici, doamna Stoica Ioana și domnul Lazar Necșu. Vă rog să votați.
închidem votul și avem 37 de voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri. Acum vă supun la vot ordinea de zi în integralitatea sa. Vă rog să votați. Domnul Cătălin Militaru, doamna Ioana Stoica, domnul Lazar Neacșu, domnul Deaconescu. Mai este o singură persoană, doamna Ioana Stoica. Mai așteptăm 10 secunde maxim. Închidem procedura de vot. Avem 33 de voturi pentru, un vot împotrivă și 3 abțineri. Mergem mai departe. Primul proiect de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind avizarea studiului de oportunitate, privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de călători în regiunea București-Ilfov către operatorii regionali. Dacă sunt intervenții. Domnul Bădulescu, vă rog. Da, bun. Vreau două lucruri să vă spun. Unul referitor la ceea ce ne-au trimis colegii de la STB. Nu are nicio legătură cu ce am cerut. Sunt anunțuri perimate, făcute în numele altor companii. De exemplu, pe acolo se vorbește în anunțurile respective de compania de transport și așa mai de management. Niște prostii oricum. Domnule Nicușor, dar când ai timp, uite-te, te rog frumos, pe actele alea, că te faci de râs cu aparatul ăsta din dotare. Și doi, doamna care conduce ședința, mă trimite dumneata la 233 să-mi arăți ce-ți dă dumitale voie legea să faci dacă nu sunt, dacă sunt eu cu minte. Hai să-ți spun eu dumitale ce spune articolul 207, motiv pentru care, având în vedere că încălcați în mod flagrant atât dumneata în calitate de conducător, cât și distinsul domn de lângă dumneata, articolul 207, care spune în felul următor: protecția de opinie în exercitarea mandatului alesului local pentru soluționarea și gestionarea treburilor publice în interesul colectivității locale pe care o reprezintă este garantată. Vă aduc la cunoștință că exercitarea opiniei se face prin viu grai și nu prin aceste metode comuniste pe care le folosiți acum prin a pune pumnul în gură. Motiv pentru care în grupul PSD înțelege să părăsească această ședință dezonorantă și să plecăm cu acasă cu un gust amar, pentru că așa ceva nu a mai existat în ședințele Consiliului General. Să-ți fie rușine, Nicușor Dan. Ați cerut de 4 sau de 5 ori până acum cuvântul, vi l-am oferit de fiecare dată. Mulțumim pentru participarea până acum la ședință. Dau mai departe cuvântul domnului Bujduveanu Stelian. Bună ziua, domnule primar general, dragi consilieri generali. Nu înțeleg grupul PSD de unde atâta supărare, având în vedere că ei au fost cei care au introdus acest mecanism cu blocatul microfonelor în mandatul anterior. Nu înțeleg, domnul Bădulescu, de unde atâta supărare și cred că mai degrabă încercați să forțați o ieșire din ședință, pentru că știți că nu vă puteți abține sau recuzat de la a vota un contract de asemenea importanță. Acum e alegerea noastră, cetățenii vă vor judeca.
dar nu puneți în cârca Consiliului sau Regulamentului dacă dumneavoastră nu aveți curajul necesar de a sta și a participa la ședința de Consiliu General. De asemenea, avem în sală reprezentanți STB. Dacă dorește cineva să răspundă domnului consilier general, vă rog. Bună ziua, anunțul la care face referire domnul consilier general este din ianuarie 2018, dată la care Regia Autonomă de Transport Public încă nu fusese transformată în societate și de aceea în anunțul dat este publicat Regia Autonomă de Transport Public / Compania Municipală de Transport Public, la acel moment nefiind definitivată toată documentația pentru transformarea în societate. Mulțumesc. Dacă mai sunt alte intervenții, vă rog, domnule primar general. În primul rând, permiteți-mi să am uitat să spun asta la începutul ședinței, să mulțumesc persoanelor care au contribuit la elaborarea proiectelor pe care le avem azi pe ordinea de zi. În ceea ce privește cele trei proiecte care privesc contractul de delegare a serviciului de transport public, activitatea a fost coordonată de domnul viceprimar Buștuveanu. În ceea ce privește întreaga procedură cu Comisia Europeană pentru schema de ajutor de stat pentru operatorii culturali independenți, întreaga procedură a fost coordonată de colega noastră Liliana Fedorca, iar în ceea ce privește statutul și toată procedura care vizează înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Deșeuri, procesul a fost coordonat de colegii noștri Ștefania Simion și Alexandru Ciulea. În ceea ce privește proiectul la care suntem acum, sunt trei proiecte care vizează contractul de delegare. Mai întâi este un studiu de oportunitate, apoi este o delegare de competență către ADI-TPBI și după aceea este contractul de delegare în sine. Există un aspect tehnic. Contractul de delegare este parte din studiul de oportunitate, adică studiul de oportunitate prevede ca anexă și contractul care să fie votat. De aceea, dumneavoastră aveți de la noi niște amendamente pe contract și niște amendamente pe studiul de oportunitate. Aceste amendamente fiind foarte voluminoase, e suficient că v-au fost transmise. Deci o să avem 4 amendamente pe primul punct, din care primul vizează exclusiv studiul de oportunitate, celelalte 3 vizează contractul care este atașat studiului de oportunitate, iar la punctul 3, când o să vorbim de contract, o să vă propun revotarea acestor 3 amendamente la contract. Deci o să avem 4 contracte la început și 4 amendamente la început și 3 amendamente la punctul 3. Iar cele 4 amendamente pe care vi le propun sunt după cum urmează. Punctul 1, cele 4 amendamente pe care vi le propun la punctul 1. Punctul 1 din amendamentul numărul 1, care a fost transmis consilierilor generali în 15 iulie 2021. Punctul 2 din amendamentul trimis consilierilor generali în 15 iulie 2021. Punctul 1 din amendamentul 2, care a fost transmis astăzi, cel care vizează actualizarea programului de transport, adică exact rutele pe care operatorii de transport operează azi. Și ultimul amendament, al patrulea, este punctul 2 din amendamentul numărul 2, pe care v-a fost transmis astăzi. Este vorba de o corelare între pentru operatorul de transport STV ESA, este o corelare între contract și anexa la contract. Acestea sunt cele 4 amendamente și cred că ar trebui să le votăm unul câte unul. Supun la vot amendamentul numărul 1. Vă rog să votați.
Domnul Sokolovici, doamna Șerban. Doamna Luminița Șerban, vă rog să votați. Doamna Luminița Șerban, dacă ne auziți, 10 secunde la dispoziție ca să votați. Oprim votul. Avem 31 de voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri. Avem o luare de cuvânt de la domnul Nicorel Nicorescu, vă rog. Bună ziua! Bună ziua! Nu am semnalul foarte bun, îmi cer scuze, nu o să pornesc camera video, dar cred că mă recunoașteți, cu siguranță sunt Nicorel Nicorescu. Pentru că a fost în discuție mai devreme, au fost în discuție câteva merite pentru contractele de delegare la transport public în București. Au fost menționate câteva instituții, inclusiv viceprimarul Bujduveanu Stelian de la PNL, pentru, îi mulțumim pentru aportul avut. Aș vrea doar să menționez și faptul că grupul USR Plus a solicitat punerea în dezbatere publică și în această ultimă perioadă am încercat să depunem eforturi deosebite pentru a aduce noi completări și îmbunătățiri semnificative la aceste contracte. Acest lucru am vrut să menționez. Mulțumesc frumos! O zi bună! Dacă nu mai sunt luări de cuvânt, mergem mai departe și vă supun la vot amendamentul numărul 2. Vă rog să votați! Doamna Sanda Hristudor. Închidem procedura de vot. Avem 32 de voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri. Mergem mai departe la amendamentul numărul 3. Vă rog să deschidem procedura de vot. Vă rog să votați. Doamna Luminița Șerban. Doamna Luminița Șerban, încă 10 secunde, dacă doriți să vă exercitați votul. Închidem procedura de vot. Avem 32 de voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri. Mergem mai departe la amendamentul numărul 4. Vă rog să
deschidem procedura de vot. Vă rog să votați. Domnul Andrei Rigu, domnul Răzvan Mitu, domnul Mitu, vă rog să vă exercitați votul. Încă 10 secunde, domnule Răzvan Mitu, dacă doriți să votați. Oprim procedura de vot. Avem 31 de voturi pentru, 0 împotrivă, o abținere. Acum vă supun la vot proiectul numărul 1 în integralitatea sa. Vă rog să votați. Domnul Hazarian. Închidem procedura de vot. Avem 34 de voturi pentru, 0 împotrivă, o abținere. Mergem mai departe la punctul 2 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind acordarea de mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov pentru delegarea Serviciului Public de Transport Local de Călători către operatorii regionali. Dacă sunt intervenții. Nu avem intervenții. Supun la vot proiectul numărul 2 de pe ordinea de zi. Vă rog să votați. Doamna Raiciu și doamna Comănici și domnul Doicin.
Vă rog să votați, doamna Gheorghiceanu, domnul Vigheciu, domnul Olteanu, domnul Pușcaș Ionel și să finalizați votul domnul Calențaru. Da, vă rog să deschideți microfonul domnului Olteanu. Bună ziua, la ce punct suntem, vă rog? Punctul 2 de pe ordinea de zi, cum votați? Adică delegarea sau mandatele? Acordarea de mandate speciale, acolo suntem la punctul 2. Adică delegarea, vă întreb încă o dată, că n-am ordinea de zi în față, doamna președintă. Nu suntem la punctul 3 cu delegarea gestiunii. Suntem la acordarea de mandate speciale. Atunci abținere. În regulă. Deci domnul Olteanu, abținere. Vă rog, domnul Ștofor. Doamna Gheorghiceanu. S-a terminat timpul, am închis procedura de vot. Avem 40 de voturi pentru, 0 împotrivă și 6 abțineri. Mergem mai departe la punctul 3 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind avizarea contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de transport în arealul deservit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov. Avem luări de cuvânt. Vă rog, domnule Petrariu. Acum am auzit? Alo? Bună ziua, da, vă auzim. Am încercat și nu... Înainte de a se supune la vot acest punct de ordine de zi, care este considerat unul foarte, foarte important și a fost prezentat ca un mare succes înainte de a fi votat de către colegii consilier general și a se face amendamente, aș vrea să fac câteva observații și să spun că domnul primar general a prezentat un contract de asemenea importanță în mod cu totul și cu totul superficial. Aceste clauze contractuale sunt de o importanță capitală atât pentru societate, dar mai ales pentru bucureșteni, pentru că calitatea serviciului public în viitor va depinde de acest contract de delegare. Și aș vrea să reamintesc faptul că fundamentul care a fost pus și în baza căreia s-a ajuns la această discuție de astăzi este făcută încă din 2017, când s-a înființat această Asociație de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public București-Ilfov, că a fost continuată cu reorganizarea Regiei Autonome de Transport București prin transformare în societate comercială, că în 2018 a fost pentru prima dată încredințare directă a delegării serviciilor de transport local STB-SA și noi acum practic discutăm de prelungirea acelui contract. În 2018 a fost avizat primul contract de delegare, așa cum spuneam. Trebuie să spun că anul trecut Consiliul General a avizat un contract de delegare care este de departe mult mai bun decât ceea ce discutăm noi astăzi, pentru că și lucrul ăsta trebuie să-l înțeleagă absolut toți cetățenii. Prin acest contract, în mod premeditat, practic, s-a
decis subfinanțarea transportului public local, pentru că au fost alocați bani mult, mult mai puțin decât necesar, pentru că alocarea unei sume cu peste 300 de milioane mai puțin decât necesar are ca efecte și consecințe calitatea transportului public local în București, Ilfov, pentru cetățeni. Mai mult, s-a discutat și s-a prezentat ca un succes faptul că se deduce TVA-ul pentru compensația de transport public local. Și acest demers, trebuie să spunem, este declanșat încă din anul 2019. Este un lucru bun că el a fost finalizat de abia acum, dar trebuie să spun că banii care se presupune că s-ar face economie prin neplătirea acestui TVA ar fi trebuit să fie alocați Societății de Transport București pentru îmbunătățirea calității serviciului de transport public și ar fi exact suma care lipsește față de bugetul pe anul 2020. Noi la STB SA am încheiat anul cu 1.300.000, iar acum avem alocat 1.000.000 pentru toți cei 4 operatori. Aceste dificultăți, această subfinanțare a transportului public local, ne creează nouă dificultăți în a menține parcul de vehicule în circulație din cauza lipsei bazei materiale. Pentru că poate nu se știe lucrul ăsta, dar zilnic sunt zeci de defecte tehnice care de data aceasta nu mai sunt trecute în contul primarului general. Că până acum, aproape un an de zile, toate defectele tehnice erau trecute în contul primarului general. Și l-aș întreba pe domnul primar general dacă își asumă aceste probleme, așa cum spunea acum câteva luni de zile. Mai mult, am văzut că s-a discutat și foarte bine lucrul ăsta și s-a punctat de către anumiți colegi din Consiliul General această problemă a menținerii parcului de vehicule curat și igienizat. Și vreau să spun iarăși, pentru că n-am văzut nimic în acest contract să se stipuleze și să stabilească acest lucru. La Societatea de Transport București STB SA sunt în jur de 160 de spălători vehicule. Cum ar putea să mențină într-o stare curată și igienizată peste 1.300 de vehicule, 160 de oameni care la serviciu sunt în jur de 140 și ceva, pentru că mai sunt libere și concedii de odihnă. De asemenea, în continuare, autoritatea contractantă, și nu se spune nimic în această variantă de contract, ce se întâmplă cu situațiile când autoritatea contractantă nu-și onorează obligațiile de plată și nu virează toți banii pentru activitatea pe care noi o prestăm, cei care lucrăm în Societatea de Transport București STB SA. Pentru că am văzut și sunt de acord, s-au înăsprit penalizările, sancțiunile, dar nu se spune nimic și de această situație, ce se întâmplă cu autoritatea contractantă dacă nu plătește la timp, să spunem, ceea ce are de plătit pentru activitatea pe care noi o prestăm. De asemenea, pentru că chiar domnul primar general, acum câteva minute, vorbea despre modificarea programului de transport, vreau să vă spun că programul de transport, așa cum este în această propunere de contract, este redusă la 94 de milioane de kilometri anual, față de 107 milioane cât am avut în 2020 și 111 milioane cât era prevăzut în anul 2021. Din păcate, în contract, am văzut că de-abia în anul 10 de contract putem ajunge la 104 milioane de kilometri. Ce înseamnă treaba asta? Înseamnă o reducere cu peste 200 de vehicule la Societatea de Transport București STB SA. Această reducere înseamnă un mare disconfort pentru cetățeni care sunt obligați să aștepte, pentru că intervalul de succedare s-a mărit, s-a dublat, în unele situații s-a triplat și așteaptă câte 20, 25, 30 de minute în stație. De asemenea, ca să creștem calitatea transportului public local, vorbim de investiții. Și eu m-am uitat foarte atent la documentul asociat numărul 4, care în
materialele prezentate în atenția consilierilor generali este o foaie albă. Deci, mi se pare corect și normal că autoritatea contractantă, împreună cu UAT-urile care fac parte din această asociație de dezvoltare, să fi prezentat această listă cu investiții, pentru că știm foarte bine, am avut, nu de curând, am avut niște evenimente deosebite legate de calea de rulare. Nu mai e cazul să reiau eu. Un lucru foarte, foarte important. În acest contract sunt trecute niște date statistice cu privire la uzura parcului de vehicule, pentru că noi discutăm de un operator care este cel mai mare din țară și printre primele patru din Europa și suntem comparați cu operatori care au 5-6 vehicule. Deci vreau să punctez faptul că uzura la tramvai este de peste 19 ani, la troleibuze de peste 17 ani, iar la autobuze de peste 9 ani, asta în condițiile în care am avut acest mare noroc ca începând din 2018 să avem în exploatare 400 de autobuze autocar și 130 de autobuze hibrid. Sunt singurile care le avem începând cu 2005 încoace. De asemenea, vorbim despre aer condiționat, un lucru firesc și normal într-o țară civilizată și într-o capitală de standard european. Cetățenii au dreptate 100%. Dar de ce nu se discute și nu se spune că în momentul de față, la CTBSA, datorită subfinanțării, circulă cu aer condiționat în jur de 617 vehicule dintr-un parc de 967 câte sunt în circulație, mă refer la autobuze, asta înseamnă că 64% sunt fără aer condiționat. La asta adăugăm tramvaile și troleibuzele. Și o să constatăm că ne duce spre 75-80% vehicule care nu au aer condiționat deloc sau nu funcționează. Iar acolo unde nu funcționează, nu funcționează din cauza salariaților care nu-și fac treaba. Nu funcționează pentru că nu există freon, pentru că nu există piese de schimb, pentru că nu există bani. Deci lucrurile astea, zic, ar trebui discutate în mod deschis pentru a lua cunoștință și cetățenii despre ce este vorba, pentru că s-a creat o imagine negativă acestei societăți care face eforturi disperate să mențină în circulație un parc de peste 1300 de vehicule. Și aici vreau să spun că anul trecut am avut 1575 de vehicule în stradă, parc circulant, acum avem în jur de 1300 de vehicule. Și lucrul ăsta se vede pentru că cetățeanul așteaptă mult mai mult în stație. De asemenea, se vorbește foarte mult, și cu asta eu o să închei, despre această politică tarifară. Da, este adevărat că acest tarif nu a fost majorat de foarte mult timp, dar cetățenii trebuie să înțeleagă, de fapt, primăria municipiului București ce a făcut. A transferat o parte din responsabilitate și din efortul pe care trebuia să-l facă în sarcina cetățeanului. Adică cetățeanul va plăti mai mult, pentru că banii ăștia, eu nu-i văd pe nicăieri, bani pe care noi să-i putem folosi, să spunem, la investiții, mă refer la STBSA, sau la calitatea prestației noastre. Nu. Sunt niște lucruri teoretice, cel puțin în momentul de față, da? Care este îndreptat spre cetățean. Și atunci, în condițiile în care cetățeanul vine și spune pe bună dreptate, mijloacele de transport nu sunt la standardele europene în ce privește curățenia, aer condiționat, întreținere, reparație, estetic, vii și îi dublezi sau îi triplezi tariful ca să cer. Pentru că nu, din toate discuțiile noastre, n-a reieșit vreo concluzie pertinentă care să fie viabilă. Și faptul că incidentul de astăzi este un lucru nepermis și nu este în regulă că se întâmplă așa, pentru că eu am crezut că politica înseamnă altceva. Dar văd că mă înșel pentru că cei care sunt în momentul de față la putere și care cred că vor fi veșnic la putere, aroganța de care dau dovadă, nerespectarea legilor, nu le fac cinste în primul rând și nu e bine pentru cetățean. Vă mulțumesc foarte mult. O zi bună în continuare. Domnule primar general? Foarte scurt. Deci, domnule Petrariu, dumneavoastră, după 12 ani de
guvernare PSD, de primar PSD la Primăria Capitalei, veniți și îmi spuneți că toate mijloacele de transport aveau aer condiționat și eu am demontat la vreo 700. Asta înțeleg din ce mi-a spus. Asta e primul lucru. Și în al doilea rând, ca să stabilim un lucru foarte cert, așa cum dumneavoastră cetățenii v-au evaluat pentru calitatea transportului public pe care l-ați oferit în mandatele anterioare și în special la alegerile din 2020, așa cetățenii ne vor evalua pe noi la alegerile din 2024. Doamna Gherghiceanu, aveți cuvântul. Bună ziua! Cerusem cuvântul pentru proiectul de hotărâre de la punctul numărul 2, pentru că nu am putut vota. Dacă dumneavoastră îmi dați cuvântul la proiectul numărul 3, puteți să luați act de votul meu de la proiectul de hotărâre numărul 2? A închis procedura de vot. Păi a închis la rugăminte, dacă toți microfoanele nu le deblocați. Vă rog din suflet, fiți și atentă la chat, dacă ședința e pe sistemele Webex online. Că nu putem să înțeles. Verificăm ora la care s-a finalizat procedura de vot și ora la care ați scris pe chat. Vă mulțumesc. Și data viitoare o să fim mai atenți și dumneavoastră un pic mai previzibilă. Trecem mai departe. Dau cuvântul domnului Gabriel Rău. Bună ziua! Eu doresc să mulțumesc administrației și Comisiei TPBI pentru dezbaterile care au ajutat la îmbunătățirea variantelor inițiale ale contractelor de delegare și pentru disponibilitatea permanentă de a lucra împreună cu acest scop. Modificările discutate în ultimele luni și preluate în viitoarele contracte de delegare vor aduce beneficii certe bucureștenilor care utilizează transportul public. Noi am făcut câțiva pași, însă pentru a schimba preferințele bucureștenilor în ceea ce privește mijloacele de deplasare alese și a-i determina să aleagă sistemul public de transport în locul autoturismului personal, e nevoie de o adevărată călătorie pe care tot împreună noi trebuie să o parcurgem și care trebuie să conțină locuri de parcare pentru eliberarea trotoarelor și a benzilor de circulație, transformarea spațiului câștigat în benzi unice pentru STB sau piste de bicicletă și semaforizare inteligentă care să acorde prioritate vehiculelor publice de transport în intersecții. Am încredere că împreună vom face pentru bucureșteni mai mulți pași în această direcție și că vom transforma București într-un oraș mai sănătos pentru locuitorii săi. Vă mulțumesc frumos! Mai avem încă 3 colegi înscriși, în ordinea în care sunt pe chat, domnul Stelian Bușduveanu. Bună ziua, vă mulțumesc, doamna președinte. Primul rând aș vrea să felicit colegii care au contribuit la finalizarea acestui proiect, acestui contract de delegare și să-i dau câteva replici domnului Pietrariu, scurt și nu tendențios. În primul rând, acest contract, domnul Pietrariu, a fost aprobat de Consiliul General într-o altă formă anterior, în urmă cu 2 ani de zile și, dacă vă amintiți, și atunci a trecut în unanimitate. Toate grupurile din Consiliu au susținut că este nevoie ca regia de transport public să se transforme în societate comercială și în același timp să existe această colaborare prin această delegare prin ADI, tocmai pentru a aduce serviciu la un nivel cât mai înalt. Dacă vorbiți de lipsa de implicare pe care a avut-o vechea administrație în contract de delegare, vreau să vă atrag atenția că în momentul în care am venit aici la primărie, compensația care era datorată de către primăria municipiului București era purtătoare de TVA. Și uitându-mă în urmă, nu am văzut niciun demers serios făcut de vechea administrație pentru a reduce și pentru a se alinia cu restul capitalelor, cu restul municipiilor din România care nu mai plătesc TVA la compensație. Deci noi eram în urmă cu 3 ani de zile. De aceea cred că acest contract, pe lângă toate beneficiile pe care le va aduce transportul public, va aduce și o economie la bugetul primăriei municipiului București. O economie care este evaluată la peste 150 milioane de lei anual. Bani care, exact cum a spus și dumneavoastră, se vor întoarce înapoi în infrastructura de transport public. Nu se vor întoarce ca o creștere a compensației de dragul de a subvenționa alte sinecuri. Scopul nostru este să facem un transport public sustenabil în municipiul București. Pentru că știți foarte bine că nu putem plăti pe termie și pe transporturi aproximativ 3 miliarde de lei anual. Pentru că nu duce bugetul. Și atunci ce facem? Îmbunătățim serviciul public, scădem
cheltuielile pe care le are această societate, care nu sunt benefice și care nu sunt eligibile pentru transportul public, și în final, în 2 ani de zile, veți vedea că vom avea un transport public foarte aproape de cel european. Vreau să vă mulțumesc mult tuturor care ați participat la dezbaterile publice și nu domnului Pietrariu, să știți că dumneavoastră nu reprezentați interesele doar a unor bucureșteni, ci reprezentați interesele a tuturor bucureștenilor, pentru că ați fost ales pe lista unui partid politic de către bucureșteni. Vă mulțumesc mult! Dau cuvântul domnului Aurelian Bădulescu. Până se întoarce domnul Bădulescu, dau cuvântul doamnei Iancuța Comănici. Am și o întrebare. Domnul primar general a făcut o afirmație puțin mai devreme, dar vă rog, doamna președinte, să nu mi închideți microfonul imediat după prima întrebare, că probabil mai urmează și a doua. Domnule primar, numiți-ne și nouă ultimii trei primari generali ai PSD-ului. Ultimii trei. Doamna primar general Gabriela Firea. Și înaintea dumneei și cu încă doi de dinaintea dumneei, că tot a spus că de 12 ani primăria a fost condusă de administrație PSD. Spuneți-ne, că poate noi am uitat, care au fost primarii PSD care au condus primăria în afară de doamna Gabriela Firea? Da, domnul Oprescu, îmi cer scuze, era ONG sau ce era? Domnul Nicușor, da, chiar așa. Cum a candidat domnul Sorin Oprescu? Dar, hai să zicem domnul Sorin Oprescu, dar între doamna Gabriela Firea și domnul Sorin Oprescu, cine au fost ceilalți doi primari? Și înainte de domnul Sorin Oprescu, cine au fost primarii, știți? Erați pe aici prin București? Știți cine a preluat primăria după domnul Oprescu? Domnule primar general. Mergem mai departe, domnul Bădulescu. Ce rușine! Da, mă auziți? Da, bună ziua, vă auzim. Da, îmi cer scuze și data trecută am încercat, dar mă rog. Domnule Nicușor Dan, pentru că primar general nu o să spun niciodată, pentru că știu ce cam porți. Am auzit scurta replică pe care dumneata i-ai dat-o unui om care s-a dedicat transportului în comun atunci când nu erai prin București, și adunarea aceea de cuvinte pe care Stelică a încercat să o prezinte ca pe un elogiu adus la modul în care noua orânduire de la primărie a descoperit apa caldă. Trebuie să vă spun eu cum stă vorba și cum stă treaba. În toată această perioadă, toate partidele politice, inclusiv partidul care te-a adus pe tine, dragă Nicușor, la putere, în fund de cu vorba în care mâine, poi mâine o să fie schimbat de cățuca asta în viața, au făcut să-și pună toate politicile și toate chestiunile care țineau de ceea ce au ei nevoie de fiecare dată. Vorbiți de interesul public. Interesul public este să ții, așa cum am încercat cu toții să facem, o companie care să aducă plus a angajaților și cetățenilor. Faptul că dumneavoastră folosiți tot felul de chestiuni de noutate și le aduceți în discursul public sub altă formă, nu sunt decât aceleași lucruri cu același fond, dar cu altă formă. Asta a încercat domnul Pietrariu să spună. Iar ceea ce susțineți dumneavoastră, cum că va fi un beneficiu, că vom investi în ceea ce urmează, haideți să ajungem la acel moment, să evităm ceea ce este acum de evidență, și anume oameni care așteaptă în stații, faptul că nu ați mai alocat bani pentru achiziția de piese, și după aceea vom vedea. Grupul PSD, având în vedere că este nevoie să se voteze acest punct de preordinare pentru a asigura funcțiunile de care STB-ul are nevoie, o vom face. Dar, încă o dată, încercați să nu mai prezentați în așa pompos anumite chestiuni care, încă o dată, repet, au același fond, numai că sunt prezentate într-o altă formă. De ce faceți lucrul ăsta? Pentru că aveți bani pe care îi furați și plătiți prin media ca să fiți vizibili. Este adevărat
că acest lucru vă dă posibilitatea, vom începe și noi din septembrie să ne mișcăm mai bine acum fiind vară și toată lumea încercând să mănânce, să bea un șpriț pe litoral, dar lumea trebuie să înțeleagă că nu ați învedea noastră apa caldă. Încă noastră nu puteți să aduceți apa caldă în București, încă sunt probleme cu țânțari, încă nu vă tundeți și așa mai departe. Dau cuvântul domnului Florin Melciu. Bună ziua, doamna președinte, și mulțumesc frumos. Vreau să mulțumesc celor de la TTBI, domnului Pieptea și domnului Ghițulescu, celor de la STB și colegilor din Comisia de Transport, care ne-au dat o mână foarte mare de ajutor, inclusiv domnului Petrariu, care a venit până la urmă. Acest contract nu este cel mai bun, dar este un contract care deblochează această situație. Și vreau să le mulțumesc tuturor colegilor și celor care au fost implicați și, bineînțeles, și lui Steli. Mulțumesc frumos! Dau cuvântul domnului Stelian Bușduveanu. Da, mulțumesc frumos, dar domnul președinte la Comisia Transporturi a rezumat foarte corect echipa care a contribuit la acest contract împreună cu societatea civilă și cu membrii din Consiliul General. Vreau să-i reamintesc lui Bădulescu, domnului Bădulescu, foarte scurt, că văd că nu uită să mă amintească de fiecare dată, că da, primăria în vremea lui Firea plătea TVA la transportul public. Și n-au făcut niciun demers pentru acest lucru. Deci să nu vorbim despre lucruri care le inventăm sau ne prefacem că le inventăm. Sunt lucruri concrete care vor aduce un plus valoare pentru cetățeni. Vă mulțumesc. Vă rog, domnule Bădulescu. Nu țin neapărat să fac un dialog cu tânărul Stelică, care de 3-4 ani s-a umblat prin București. Să știți, cetățenii, dânsul de la Constanța, dacă tot îl doare inima și vrea să vorbească foarte mult despre București, cât despre acel TVA de care faceți dumneavoastră vorbire. Vreți să vă pun o întrebare, stimate tinere domnul, să te faci de râs acum în față la toată lumea? Pot să-mi spun această întrebare? Poți să ne arăți mie formula economică prin care acești bani se întorc în ceea ce spui dumneata? Doar printr-o simplă, doar prin simplu faptul că nu se alocă, nu înseamnă că este, estimate domn, o chestiune care aduce plus. Atem, spune, te rog frumos, formula economică. Dar nu acum, ca să nu monopolizăm. Dacă poți, sună-mă după aceea. Hai să trecem la vot, că e prea mult pentru astăzi și mai avem treabă cu toții, mai ales domnul primar. Se duce acolo, mai scrie niște bonulețe de alea și le transmită pe direct. Vă rog, domnule Bușduveanu. Da, domnul Bădulescu, vă apreciez că veți vota aceste puncte pe ordinea de zi și vă felicit în același timp. Formula e foarte simplă, o să vedeți cum o să vină din bugetul Primăriei Municipiului București aceste investiții. Vă mulțumesc! Succes, colegilor! Dau cuvântul domnului primar general. Da, după cum am spus la punctul 1, avem cele trei amendamente pe care le-am votat deja ca amendamente la contract, la punctul 1, contractul fiind anexă la studiu de oportunitate. Acum trebuie să le votăm din nou ca amendamente la contractul pe care o să-l votăm la punctul 3. E vorba de punctul 1 din amendamentul 1 trimis consilierilor generali în 15 iulie, punctul 1 din amendamentul 2 trimis azi consilierilor generali, cel care se referă la programul de transport actualizat, și punctul 2 din amendamentul numărul 2 trimis consilierilor generali astăzi, cel care se referă la numărul de kilometri ai STV-SA. Supun la vot primul amendament la punctul 3 de pe ordinea de zi. Vă rog să votați. Domnul Nicorel Nicorescu, doamna Daniela Raiciu, domnul Valeriu Șuhan, doamna Ancuța Comănici,
Doamna Raiciu, vă rog să votați. Și domnul Doicin, să duceți până la final procedura de vot. Da, vă rog să-i dați cuvântul doamnei Raiciu să voteze verbal. Bună ziua! Nu mi-apare sondajul, asta vreau să spun. Vă rog să votați verbal. Eu mă abțin la acest amendament. Dar am rugăminte, încă o dată, cum au cerut și colegii mei, nu ne mai blocați microfoanele, este foarte greu să comunicăm în acest fel. Vă rog din suflet și încercați ca atunci când se supune la vot să avem și noi așa cum trebuie posibilitatea de a vota în online, dacă tot vrem să fim în online, nu? Mulțumesc mult! Închidem procedura de vot. Avem 44 de voturi pentru, 0 împotrivă, 6 abțineri. Mergem mai departe și vă supun la vot amendamentul 2 la proiectul numărul 3 de pe ordinea de zi. Vă rog să votați. Domnul George Nicolae, domnul Cristian Olteanu, doamna Monica Davidescu. Domnul Andrei Rigu, trebuie să finalizați procedura de vot. Domnul Olteanu și doamna Davidescu. Ultimele 10 secunde. Da, vă rog să îi deschideți microfonul domnului Olteanu pentru a-și exercita votul. Pentru. Domnul Olteanu, pentru, am consemnat. Vă rog să închidem procedura de vot. Avem 43 de voturi pentru, 0 împotrivă, 7 abțineri. Mergem mai departe la amendamentul numărul 3. Vă rog să deschidem procedura de vot. Vă rog să votați. Domnul Dan Mila, domnul Florin Melciu, doamna Diana Mardarovici, domnul Petrariu Vasile, doamna Mardarovici și domnul Melciu. Vă rog să-i dați cuvântul domnului Melciu. Nu mi-apare sondajul, doamna președinte, sunt pentru. Am consemnat. Și doamna Mardarovici?
Închidem procedura de vot. Avem 42 de voturi pentru, 0 împotrivă și 7 abțineri. Acum vă supun la vot proiectul în integralitatea sa. Vot, vă rog, pentru proiectul numărul 3 în integralitatea sa. Domnul Andrei Rigu, domnul Florin Melciu și domnul Rareș Hopinca. Vă rog, domnul Rigu și domnul Melciu. Mă scuzați, domnul Melciu. Domnului Melciu nu-i apare sondajul, vă rog să-i dați cuvântul. Sunt pentru, doamna președinte, mulțumesc. Mulțumesc, închidem procedura de vot. Avem 50 de voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri. Mergem mai departe la punctul 4 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului Susținem sectorul cultural independent în București. Dacă sunt intervenții. Dacă nu sunt intervenții, supun la vot proiectul 4 de pe ordinea de zi. Vă rog să votați. Domnul Florin Melciu, doamna Ioana Stoica, domnul Cristian Olteanu, doamna Comănici, doamna Davidescu. Vă rog, domnule Melciu, cum votați? Pentru, doamna președinte. Mulțumim. Domnul Olteanu, doamna Comănici, doamna Davidescu. Și vă rog să finalizați procedura de vot, domnul Calențaru. Așteptăm încă 10 secunde pentru a-și exercita votul domnul Olteanu și doamna Davidescu. Dacă nu vă apare sondajul, scrieți în chat și vă deblocăm microfonul pentru a vota. Domnul Olteanu. Închidem procedura de vot. Avem 32 de voturi pentru, un vot împotrivă și 13 abțineri. Mergem mai departe la punctul 5 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Municipale în municipiul București. Vă rog, dacă sunt intervenții. Domnule primar general,
Bună ziua, vreau să vă propun 4 amendamente, pentru că v-au fost transmise pe e-mail destul de târziu, permiteți-mi să vi le citesc. Articolul 4, aliniatul 2, se modifică după cum urmează. Asociații declară că interesul comun ce stă la baza constituirii asociației este interesul general al locuitorilor de pe raza unității subdiviziunilor administrativ-teritoriale membre pentru îmbunătățirea calității activităților serviciului de salubrizare în condițiile unor tarife taxe care să respecte limitele de suportabilitate ale populației, cu respectarea principiului poluatorul plătește și plătește pentru cât arunci, îndeplinirea țintelor de reciclare și de tratare a deșeurilor, respectarea standardelor europene privind protecția mediului, precum și creșterea capacității de atragere a fondurilor pentru finanțarea investițiilor necesare în infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului. Al doilea. După articolul 5 se introduce un articol nou, articolul 5 indice 1, cu următorul conținut. În exercitarea atribuțiilor prevăzute de prezentul statut, precum și în realizarea activităților necesare atingerii scopului și obiectivelor sale, asociația garantează că nu afectează drepturile conferite prin legea asociațiilor privind înființarea, organizarea, exploatarea, reglementarea, monitorizarea și controlul serviciului de salubritate din competența fiecărui asociat, în caz de discrepanță în privința interpretării oricărui alt articol din statut, contrar interesului acestui articol, înțelesul și prevederile prezentului articol vor prevala. Al treilea. Articolul 22 aliniatul 4 se modifică după cum urmează. Componența primului Consiliu Director este următoarea: primarul general al municipiului București, primarul sectorului 1 al municipiului București, primarul sectorului 2 al municipiului București, primarul sectorului 3 al municipiului București, primarul sectorului 4 al municipiului București, primarul sectorului 5 al municipiului București, primarul sectorului 6 al municipiului București. Al patrulea. Articolul 25, aliniatul 6, se modifică după cum urmează. Componența nominală a primei comisii de cenzori este următoare: Gabriela Elena Cristea, director executiv, Direcția Programare, Execuție Bugetară, Victor Stănică, șef Serviciu, Serviciu Contabilitate, Direcția Generală Economică, Ana Cristina Crăciun, expert superior, Serviciu Elaborare, Buget și Execuție Bugetară, Roxana Nițu, expert principal, Serviciu Raportare, Buget și Execuție Bugetară, Mirela Marica, șef Serviciu Financiar, Direcția Generală Economică, Dumitrescu Georgeta, Direcția Economică, Compania Municipală Publicitate și Afișaj, Ana Marijana Achim, șef Serviciu, Serviciu Elaborare Buget și Execuție Bugetară. Foarte pe scurt, la primul amendament s-a impus condiția, propunem în plus față de ce era, ca tarifele și taxele să respecte limite de suportabilitate ale populației. Asta este o solicitare a primarilor de sector legată de lunga discuție pe care o avem cu groapa de gunoi. Al doilea aliniat vrea să precizeze foarte clar că acest ADI se referă la acțiuni comune vizând fonduri europene și nu va intra în competențele pe care fiecare dintre sectori, respectiv municipiul București, le are desemnate prin lege, de exemplu, la sectoare, în relația pe care fiecare dintre aceștia o au cu operatorii cu care sunt operatorii de salubritate cu care sunt în contact. Iar cealaltă cu componența nominală este o condiție tehnică. După ce noi vom vota acest statut atașat proiectului de hotărâre și primăriile de sector vor, consiliile locale ale sectoarelor vor vota de asemenea, ne vom duce în fața judecătorului și este obligație legală ca la început, la momentul înființării unei asociații, fiecare din organele de conducere să aibă o componență nominală. Înainte de a vota amendamentele, a cerut cuvântul domnul Adrian Moraru. Vă rog. Bună ziua. Aș vrea să întreb pe doamna secretar sau pe domnul primar dacă au citit ordonanța de urgență care permite sectoarelor să facă această asociere în acest ADI și dacă și mai ales
acea prevedere care spune că sectoarele trebuie să aibă mandat pentru a intra într-o asemenea asociere și dacă cumva la documentele pe care noi le-am primit există aceste mandate ale sectoarelor. Bună ziua! Avem în anexă, ca și documente care au stat la baza actelor preparatorii proiectului de hotărâre, avem hotărârile consiliilor locale prin care au cerut împuternicirea expresă pentru această asociație. M-auziți? Domnul Moraru. Domnul Moraru? Da, domnule primar general. Deci există trei etape în această procedură. Mai întâi există cele șase hotărâri ale consiliilor locale, ale sectoarelor, prin care ele cer, exact în temeiul codului administrativ, împuternicirea din partea noastră să le permitem să se asocieze. Asta a fost prima etapă. Etapa a doua o parcurgem noi azi, în sensul că, pe de o parte, noi, dumneavoastră, Consiliul General, aprobați statutul, pe de altă parte, încuviințați solicitările dumnealor și le permiteți să se asocieze, și etapa a treia, în care din nou fiecare din cele șase consilii locale ale sectoarelor vor vota o hotărâre prin care, în baza împuternicirii pe care noi azi le-o dăm, vor vota statutul și toate celelalte anexe. Și după aceea, cu toate aceste șapte hotărâri, ne vom duce în fața instanței. Domnule Moraru, dacă mai aveți intervenții. Bun, eu sper să stea în picioare și să nu existe vreun interes ca cineva să atace acest proces, pentru că mi se pare ușor ciudat, cel puțin ciudat, să ne asociem cu noi înșine. Pentru că unitățile, subunitățile administrative teritoriale sunt, până la urmă, suntem tot noi. Dar mă rog, repet, eu doar vreau să mă asigur că hotărâri tot acest proces nu poate să fie atacat, așa cum a fost și chestia o companie. Mulțumesc. Domnule Bădulescu? Da. Bă, eu am citit proiectul ăsta de hotărâre cu mare atenție și credeți-mă că prima oară am crezut că, mă rog, că se vede de la din depărtare că fiecare vrea să pună, să-și rezolve problema asta printr-o inițiativă, că este de evidență ce se întâmplă în București cu gunoi. Adică tot Bucureștiul este împuțit și astăzi campion este sectorul 1, știe toată lumea, nu mai e o chestiune neodată. Pe, domnul Nicuș Ordan, spune și mie de fapt, ce crezi dumneata că dacă faci această adunătură de sectoare, poate să facă raportat la faptul că sunt contractele delegate de către primările de sector către operatori, că sunt clare liniile de colectare, sunt clare liniile și obligațiile pe care le are fiecare sector să le urmărească ca țintă, transmisă de comisia. Ce înțelegi dumneavoastră că la ce aduce bun chestiunea asta? Adică nu este doar un lucru pe care îl faceți doar de imagine? Adică lămuriți-ne, domnule, noi facem asta pentru că urmează de aici beneficiul să fie care? Să încercați să-mi spuneți că această asociere va avea propriile platforme de sortare? Fals, că nu vă dă voie legea. Vreți să-mi spuneți că puteți să interveniți? Că v-am auzit acolo folosind cuvinte de genul prețuri suportabile, dumneata stabilești prețurile prin acest conglomerat, nu o să le stabilești dumneata niciodată. Deci, am înțeles, ai probleme de imagine, ești ciufulitare, că nu e apă caldă de nu știu cât timp, că în sectorul 1, doamna aia, după ce că i-a furat votul lui Tudorache, nu poate să facă curat și care ia proiectul ei în cap, că din 2019 vrea să-și facă propria ei groapă. Mă rog, și fiecare sector în parte cu bubele lui. Tramurește-ne și pe noi clar care va fi beneficiul imediat al acestei inițiative cu care dumneata vii astăzi în fața Sfântului Consiliu General. Mulțumesc! Da, probabil că n-ați fost atenți la început când am spus asta deja, dar vă repet, pentru că e important ca consilier general să înțeleagă. Existența acestui ADI este o condiție pentru accesarea fondurilor europene. Există niște bani pe POIM, pe
pe exercițiul 2014-2020, pe care putem să-i luăm până în, la sfârșitul 2023, după cum știți foarte bine, și în baza existenței acestui ADI, Primăria Generală sau Primăriile de Sector, fiecare pe zona sa de competență, va putea să formuleze cereri pentru POIM. Asta e tot. Dau cuvântul domnului Sorin Purcărea. Trebuie să deschideți microfonul, aveți o solicitare trimisă. Sigur, aveți o notificare pe ecran în care trebuie să permiteți deschiderea microfonului de către gazda Webex. Dacă mai sunt alte intervenții, domnul Adrian Moraru, vă rog. Doar pentru că s-a adus în discuție justificarea accesării fondurilor prin POIM, încă de acum 2 luni de zile de când a apărut această demers, am vorbit cu oameni din POIM care mi-au spus că sunt dispuși oricând să modifice ghidul de finanțare, astfel încât primăria, capitalele sau sectoarele să poată să acceseze direct bani și să nu fie nevoie să înființăm o nouă structură cu noi angajați, cu alți bani, cu alte cheltuieli. Asta ca să rămână scris foarte clar și vă repet, acela este doar un ghid de finanțare care putea fi modificat. Am și întrebat în 2 săptămâni, au spus că ei se adaptau și modificau aceste lucruri astfel încât ca fie primăria generală, fie direct primăria de sector să poată să acceseze acești bani și să nu mai creăm alte cocomârle speciale cu oameni, cu angajați, cu sedii, cu birouri pentru lucrul ăsta. Dar mă rog, hai facem o nouă structură, că ne permitem, doar suntem de dreapta. Domnul Sorin Purcărea? Da, mulțumesc, doamna președintă, am deblocat microfonul. Am o întrebare punctuală și anume la ultimul amendament, cel care se referă la nominalizarea, cred că, a cenzorilor, primilor cenzori pentru această structură creată. Am înțeles din citirea numelor că sunt persoane care sunt din executiv, din diferitele direcții sau servicii. Mi s-a părut că aud și un nume care este de la compania Publicitate și Afișaj. Întrebarea mea este, care a fost considerentul pentru care cineva de la compania Publicitate și Afișaj a fost nominalizat? Mă rog, aceasta e întrebarea. Considerentul este că este nevoie, conform legii, ca o persoană din Comisia de Cenzor să fie expert contabil și ne-am uitat ca să vedem unde găsim în structurile din subordine. E mai puțin important funcția fiecăruia dintre aceste persoane la acest moment. Important este numele. Deci acești oameni vor fi parte din Comisia de Cenzor și ulterior organele statutare ale acestei asociații vor putea chiar să-i schimbe. Domnule Bădulescu, vă rog. Domnule Micușor Dan, cum e cu companiile alea care spuneați dumneavoastră că sunt apanajul, nu știu, Tăriciune Roșie, acum s-a transferat, mă rog, nata n-ai nicio culoare politică, că ești cam fad așa, dar dezideratele partidelor care te-au susținut pe dumneata au dispărut. A, deci acolo sunt oameni buni. Deci acolo încă sunt companii cu care lucrați. De ce nu ieșiți dumneavoastră public să recunoaște, domnule, o parte sunt bune, o parte sunt nebune. Ca să știți și București, că dumneavoastră ești mincinoși și diletant de meserie.
Supun la vot amendamentul numărul 1 la proiectul 5 de pe ordinea de zi. Vă rog să votați. Doamna Manuela Mureșan, doamna Sanda Hristudor, domnul Ștefan Ștofăr, domnul Valeriu Șuhan, domnul Vigheciu și domnul Maxim Marius Cătălin. Domnul Maxim și domnul Vigheciu. Oprim procedura de vot. Avem 31 de voturi pentru, 10 împotrivă, 4 abțineri. Mergem mai departe la amendamentul numărul 2 al proiectului 5 de pe ordinea de zi. Vă rog să începem procedura de vot. Procedura de vot este deschisă. Vă rog să votați. Domnul Andrei Rigu, doamna Manuela Mureșan, domnul Valeriu Șuhan și domnul Rigu. Închidem procedura de vot. Avem 31 de voturi pentru, 13 împotrivă și 2 abțineri. Mergem mai departe și vă supun la vot amendamentul numărul 3 la proiectul numărul 5 de pe ordinea de zi. Am votat amendamentul numărul 2, stăm la amendamentul numărul 3. Suntem în procedură de vot. Vă rog să vă exercitați votul. Doamna Comănici și domnul Necula, trebuie să apăsați submit. Închidem procedura de vot. Avem 31 de voturi pentru, 13 împotrivă și 2 abțineri. Mergem mai departe și vă supun la vot amendamentul numărul 4 de pe ordinea de zi. Amendamentul numărul 4 la proiectul numărul 5 de pe ordinea de zi. Vă rog să votați. Domnul Florin Covaci. Închidem procedura de vot. Avem 30 de voturi pentru, 13 voturi împotrivă și 3 abțineri. Acum vă supun la vot proiectul numărul 5 în integralitatea sa. Procedura de vot este deschisă. Vă rog să vă exercitați votul. Domnul Nicorescu. Și domnul Cristian Doicin, trebuie să finalizați votul. La fel și domnul Nicorescu. Trebuie să apăsați submit. Vă rog să
Îi dați cuvântul domnului Nicorel Nicorescu. Vă rog. Mie mi-a apărut proiectul susținem cu sectorul cultural independent în București. Nu e vorba despre ADI deșeuri. Ce votăm acum? Proiectul numărul 5, deșeuri. Vă rog să verificați. Da. Nu apare cuvântul deșeuri pe pol, e altceva. Într-adevăr, pe pol este altceva. Doamna Gherghiceanu, același lucru doreați să constatați sau... Deci putem vota, da, este da. Despre acel... De aceea doream cuvântul înaintea colegului meu pentru a vă sublinia faptul că este greșit pe pol întrebarea. Așa este. Sectorul independent. Corectăm acum și reluăm procedura de vot. Nu se rea? Eu am votat acum așa, dar sper să fie vorba despre punctul 5 corect. Mulțumesc frumos! Am înțeles. Înțeleg că se face precizarea la microfon că este o greșeală. Vom corecta, dar este vorba de amendamentul numărul 4 la proiectul numărul 5, acela cu constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în municipiul București. Avem 30 pentru amendamentul 4, avem 31 de voturi pentru. Punctul 5 în integralitatea sa are 31 de voturi pentru, 14 împotrivă și o abținere. În regulă. Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi, întrebări și interpelări. Aici vă rog să dați accesul și celor două persoane care s-au înscris pentru astăzi. Bun. Mai întâi, trebuie să vorbim pe rând. Face parte din aceeași ședință. Ne înscriem la cuvânt. Cine dorește să facă interpelare, va avea cuvântul. Cu siguranță avem două interpelări de la doi cetățeni. Vă rog să începem cu dumnealor până se gândesc colegii dacă vor să mai întrebe ceva. Da, începem cu domnul Ghilem Mulean. Vă rog. Bună ziua. Ne auziți? Ne auziți? Bună ziua. Bună aveți ziua. Microfonul deschis, vă rog să vorbiți. Aveți 3 minute la dispoziție. Da, ok, bine, mulțumesc. Deci eu aș vrea să vorbesc despre un teren care la ora actuală este în administrație sectorului 4, este vorba de terenul de pe strada SCR-ei în sectorul 4. O să fac un scurt istoric și după aia o să am două întrebări pentru domnul primar general. Deci, în 2009, pentru acest teren a fost semnat un contract între ALPAB și firma Blucel SRL, o contract de concesiune pe 25 de ani. Acesta firma dorea să facă un parc acvatic. Acolo a urmat apoi un plan de urbanism de detaliu votat de Consiliul Local Sector 4 în august 2009 și autorizație în 2011. Asociația Salvați București, din care a făcut parte domnul primar general, a anulat definitiv aceste două acte administrative care pur și simplu prevedeau o betonare pentru o mare bucată între Parcul Tineretului și Parcul Lumea Copiilor. După aceea, în decembrie 2016, Consiliul General, la cererea primarului PSD Daniel Baluța de la Sector 4, terenul a fost transmis în administrație primariei Sector 4 pentru alipire la parc,
cu o condiție care să nu fie schimbat destinația terenului respectiv. În martie 2017, Consiliul Cătare Sector 4 a aprobat construcție unei parcări de 700 de locuri pe acest teren. Și în data de 18 mai 2017 a fost o ședință de Consiliu la locația respectivă, în care a participat și domnul primar general, care atunci era în calitate de deputat și care a arătat poziția lui la acest proiect împreună cu consilier general USB, care erau atunci. Asociația Salvați București a deschis mai multe acțiuni la tribunal împotriva acestui proiect și unele procese sunt chiar în curs până la ora acesta. În noiembrie 2017, Consiliul Local Sector 4 a votat un proiect de parc de distracție, tot pe acest teren lângă parcare deja construită. Proiectul prevede 35% din suprafața care o să fie construită și modifica încadrarea urbanistică din V1A în V3A. Scopul pentru transfer în administrație sector 4 la acest teren era să fie alipit la parcul lumea copiilor și să fie amenajat corespunzător, adică un parc cu niște copaci, alei și etc. Se vede cum primaria sector 4 a încălcat aceste hotărâri de mai multe ori și deja a betonat cam 20.000 de metri pătrați cu parcarea construită și vrea o schimbare de destinație acum, care urmează să fie încă o betonare de 10.000 de metri pătrați pentru noul parc de distracție. Și acum întrebările mele erau: care este viziunea domnului primar general despre aceste proiecte și dacă s-a gândit să retrage dreptul de administrare pe acest teren, când vedem cum a fost încălcată de mai multe ori acea hotărâre de Consiliul General. Da, mulțumesc, nu am avut, bineînțeles că am cunoștință despre primul teren, că cel care este parcare în acest moment. Nu m-am mai interesat de un timp, dar știu că existau acele litigi în instanță. Nu am cunoștință de al doilea teren și o să consult hotărârea de Consiliul Local Sector 4 și în funcție de asta o să pun în discuția consilierilor generali ce facem cu acel teren. Mai avem o intervenție din partea domnului Bartolomei, dacă mai este cu noi. Aveți cuvântul. Bună ziua! Bună ziua, domnule primar general! Am o întrebare pentru dumneavoastră legată de o speță cu care mă confrunt în momentul de față la Primăria Capitalei. Dețin un imobil proprietate personală în sectorul 2, pentru care am obținut certificat de urbanism primul în 2019 și apoi prelungit în 2020 și am depus ulterior și toată documentația pentru autorizație de construcție. E vorba de o locuință unifamilială exclusiv pentru mine și familie și am depus documentația la sfârșitul lunii decembrie anul trecut. Documentația a fost transmisă spre semnare dumneavoastră, din câte am înțeles, de la colegii dumneavoastră din Direcția de Urbanism. Ei nu au avut niciun fel de observații, documentația îndeplinește toate cerințele și are toate avizele legale necesare. Avea termen de soluționare scris pe recipisa de la primărie 29 ianuarie anul acesta și nici până în acest moment autorizația de construcție n-a fost emisă, fără să mi se dea niciun fel de explicație, motivare. Colegii de la urbanism, săracii, sunt puși într-o situație dificilă, nici nu știu ce să mai răspundă de fiecare dată când mă duc acolo peste ei ca să-i întreb care mai este situația. Ei neștii nici ei exact care este situația, de ce este blocat tot procesul acesta de semnare. Dacă puteți să-mi spuneți și mie care e viziunea dumneavoastră, cum vedeți dumneavoastră de blocate o astfel de situație, pentru că n-aș vrea, sincer, să ajung să deschid vreun proces în instanță și să mă războiesc cu primăria, care și așa săracă de ea are situația financiară care o are, eu o înțeleg. Dar pe de altă parte, totuși este un drept legal pe care îl am și eu ca cetățean, mai ales că avem toate actele în regulă și inclusiv de la cultură și de la Comisia Monumentelor și așa mai departe. Și nu înțeleg, sincer, de ce este blocat acest proces de autorizare. Dacă îmi puteți spune și mie, ca să știu cum să procedez în continuare.
Vă mulțumesc mult! Da. După cum știți, Direcția Urbanism din Primăria Capitalei a fost într-o mare suferință în ultimii ani, ca să nu spun mai mult. Tocmai de aceea, procesul de verificare a tot ce vine de la Direcția Urbanism este minuțios, spre deosebire de alte direcții din Primăria Capitalei. Există în momentul de față aproximativ 100 de autorizații și certificate pentru care procesul este întârziat. O să nu cunosc situația exactă a dumneavoastră, vă dau câteva exemple. Fie se propune demolarea unor clădiri pe care eu apreciez că au valoare arhitecturală și încercăm să să intrăm în dialog cu Direcția pentru Cultura Municipiului București și implicit cu Comisia Zonală, fie se propune termoizolarea unor clădiri din zone protejate, ceea ce în mod evident nu face bine respectivelor zone protejate, deci există o întreagă zonă de probleme pe care deci încercăm să le rezolvăm, încercăm, unu, să restabilim legalitatea în ceea ce privește Direcția de Urbanism și autorizațiile pe care această direcție și Primăria Generală le emite, pentru că avem vreo 70 de litigii pe autorizații de construire și vrem să limităm procesul ăsta și încă vreo 60 pe puzuri. Și doi, vrem să facem lucrurile oportune pentru oraș. M-am referit la două aspecte, pentru care activitatea asta este mai laborioasă. Acolo unde sunt autorizații care sau certificate de urbanism care nu au niciun fel de probleme, am semnat nenumărate până în momentul acesta. Dar un orizont de timp putem avea așa în care să știm măcar cât să mai așteptăm sau... Până la sfârșitul acestei luni veți primi dacă apreciem că sunt probleme cu autorizația dumneavoastră și dacă ea este la mine și nu la Direcția Urbanism, până la sfârșitul acestei luni veți primi punctul nostru de vedere. Vă mulțumesc, am încredere în cuvântul dumneavoastră. Avem luări de cuvânt din partea colegilor. Dau cuvântul domnului Andrei Rigu. Da, bună ziua. În legătură cu prima interpelare, respectiv cu terenul care se află în administrarea primăriei sectorului 4, lângă Parcul Copiilor, grupul consilierilor general USR Plus a depus un proiect de hotărâre pentru retragerea dreptului de administrare pentru acel teren, pentru că proiectul propus de primăria sectorului 4 nu stabilește o proporție echilibrată între construcțiile și spațiul verde pe respectivul teren și nu dorim să se întâmple la fel cum s-a întâmplat cu parcarea care a betonat o suprafață foarte mare terenul adiacent, astfel că rugămintea către primarul general ar fi să pună acest proiect pe ordinea de zi pentru a discuta împreună cu ceilalți colegi consilieri să vedem dacă este oportun acest proiect de hotărâre și putem să realizăm un proiect mai bun acolo. De asemenea, dacă primăria sectorului 4 poate să vină cu un proiect care să prevadă mai mult spațiu, mai mult teren verde, mai mulți copaci, este cu atât mai bine. Vă mulțumesc mult! Și dau cuvântul doamnei Gheorghiceanu Florentina. Mulțumesc! Domnule Nicuș Ordan, în data de 13 iulie, instituția prefectului municipiului București s-a exprimat în ceea ce privește demersul dumneavoastră de a suspenda puzurile de sector. În fapt, instituția prefectului va atrage atenția că respectiva decizie trebuie reanalizată. De ce? Pentru că nu respectă prevederile legislative? Vă rog să aveți amabilitatea de a-mi comunica în scris punctul dumneavoastră de vedere pe marginea acestui subiect și menționez
că aștept răspunsul la întrebările adresate în ședințele anterioare. Vă mulțumesc. Vă rog. Pot să vă răspund acum pe loc, dacă vreți. Vă rog. În ceea ce m-ați întrebat acum, dacă aveți și întrebările anterioare, vă răspund tot acum ca să închidem subiectul. Domnul prefect, prin adresa pe care ne-a adresat-o, a spus că anumite formulări din acele 5 hotărâri de Consiliu pe care noi le-am votat la sfârșitul lunii februarie pot da naștere la interpretări și a cerut să le precizăm. Asta este tot. Vreau să vă spun că în 10 litigii inițiate de două ONG-uri, 10 judecători de la Tribunalul București și două completuri de câte 3 judecători de la Curtea de Apel au spus că hotărârile sunt legale. Deci o să facem, am avut o ședință săptămâna trecută la instituția prefectului, o să facem aceste precizări care să fie limpezi pentru toată lumea, dar instanțele, cele pe care le-am menționat, nu au apreciat că în vreun fel există o lipsă de claritate în aceste hotărâri. Am înțeles. Mai sunt alte intervenții? Domnul Vigheciu, vă rog. Mulțumesc frumos. Am o întrebare. La data de 15 iulie 2021, câte autorizații de construcții și certificate de urbanism semnate de secretarul general al Primăriei Municipiului București nu au fost semnate de primarul Municipiului București? Și doi, având în vedere că explicația dată colegii mele Ancuța Comănici la începutul ședinței cu privire la majorarea cu 100% a normei de hrană survine ca urmare a faptului că primăria a fost preluată cu o datorie de peste 3 miliarde de lei, care este astăzi datoria primăriei municipiului București? Aș dori măsura în care este posibil să mi se răspundă pe loc. Vă rog. Da, îmi cereți niște date pe care nu pot să le am în momentul ăsta, dar așa grosier am răspuns la întrebarea pe care a pus-o cetățenul care a intrat în ședință. De ordonator de credite, nu? Îmi permiteți? Vă rog. Așa. Deci, așa cum am spus domnului care a intrat în ședință, cetățeanului, există aproximativ 100 de autorizații și certificate care au fost semnate de Direcția Urbanism și care sunt la cabinetul primarului general pentru a fi semnate. În ceea ce privește datoria, permiteți-mi să vă răspund în scris. Și ultima luare de cuvânt, domnul Valeriu Șuhan. Bună ziua! Am ascultat explicațiile domnului Nicușor Dan în legătură cu întrebarea pe care a fost adresată de către un cetățean referitor la un certificat de urbanism și o autorizație de construcție. Cu surprindere observ că domnul Nicușor Dan se face egalul legii. Legea este foarte clară, stimate doamne și stimați domni. Există un termen pe care trebuie ca primăria, primarul general în cazul nostru, să-l respecte. Opiniile domniei sale în legătură cu una sau alta dintre situațiile pe care dumnealui le consideră a fi nelegale sau care ridică suspiciuni, nu interesează în fața legii. Aș vrea să subliniez acest lucru. Nu cred că cetățenii sunt interesați de opiniile primarului general, cât mai ales sunt interesați de respectarea legii. Asta este una. Doi. În două rânduri, domnul Nicușor Dan ne-a spus că sunt aproximativ 100 de autorizații care așteaptă distinsa semnătură. Informația din ceea ce știu eu și dintr-un răspuns oficial care mi s-a dat în urmă cu ceva timp, deci informația pe care ne-o dă domnul Nicușor Dan este falsă. Numărul autorizațiilor și certificatelor de urbanism care așteaptă semnătura domnului primar general este cu mult mai mare. Și v-aș ruga frumos ca la ședința următoare să ne prezentați o situație sau să solicităm Direcției de Urbanism o situație cât mai clară
a acestor documente. Pentru că, practic, ne cam induceți în eroare. Vă mulțumesc. Vă rog, domnule primar general. Da, da. Dacă nu mă înșel, ați fost consilier general și în mandatul precedent. Și aș fi curios și eu, la câte din autorizațiile de construire emise și semnate de fostul primar general și anulate de instanță, ați făcut tipul acesta de interpelări. Deci vorbiți foarte bine de respectarea legii și exact asta vreau ca eu să facem, să respectăm legea în primăria capitală. Domnule primar general, deja v-ați făcut un obicei în a răspunde printr-o întrebare sau niște considerente generale. Eu v-am întrebat foarte clar și comentariul meu a fost foarte precis. Dacă dumneavoastră vreți să-mi analizați activitatea mea anterioară, vă rog, sunteți invitatul meu. Dar acum dumneavoastră sunteți primar general, ocupați această funcție și aveți niște drepturi, dar mai ales niște obligații. Iar obligațiile decurg din lege, nu din impresiile dumneavoastră. Deci, puteți ca data viitoare să ne aduceți în față o situație a solicitărilor cetățenilor sau ale firmelor pentru referitoare la certificate și de urbanism și autorizații de construire care așteaptă augusta dumneavoastră semnătură? Da, văd că nu puneți întrebări și faceți declarații retorice. În felul ăsta vă spun și eu. Eu v-am întrebat foarte clar. Eu v-am spus că în acest mandat nu s-au semnat autorizații nelegale de către Primăria Capitalei, așa cum s-au semnat zeci constatate de instanțe în mandatul precedent. Eu cred că ăsta e lucrul cel mai important. Să nu punem oamenii să înceapă niște investiții pe niște acte care ulterior vor fi declarate ilegale de instanțe. Mulțumim pentru răspuns. Este o declarație fără acoperire. Declar ședința închisă. O zi bună tuturor!